În urma acestei acțiuni umanitare de voluntariat, membrii comunității ortodoxe Hayward din California au adunat suma de $3,000. Preotul ortodox Octavian Mahler a fost însărcinat să ducă la bun sfârșit această acțiune a dragostei, fiind împuternicit să vină în satul mare pentru ca acești bani să fie donați cabinetului stomatologic Kereji Marius, situat pe strada martirilor deportați numărul 8 din satul mare, care va acorda în contul acestor bani umanitari asistență stomatologică pentru copii aflați în sistemul de asistență socială. În cadrul parohiei noastre, la fel ca în orice parohie ortodoxă, se desfășoară diferite activități caritative. Misiunea bisericii este în special unirea omului cu Dumnezeu și aceasta o facem prin sporirea dragostei unii față de alții și a celor care se află în nevoi. Avem în fiecare an, prin darul lui Dumnezeu și bunăvoința oamenilor, un proiect în 1 iunie sau cea mai apropiată dată, un program numit Copii pentru Copii, în care sărbătorim totodată sfârșit anului școlar, în anul școală de duminică acolo, în San Francisco, și totodată reușim să strângem fonduri pentru copii orfani sau pentru copii aflați în dificultăți, aflați în plasament în anul acesta în direcția pentru protecția copilului satul mare. Anul trecut și în anul dinainte, dragostea comunității noastre s-a îndreptat pentru copii aflați în protecția Asociației Provita, iar anul acesta am hotărât ca acești $3,000 să vină în sprijinul copiilor din protecția copilului satul mare și în special pentru a acorda asistență stomatologică celor care au nevoie. Cum ați fost primit aici la satul mare? Cu multă bucurie, eu fiind și un fost membru al protopopiatului satul mare, fost paroh în Poiana Codrului, cu multă emoție am reîntâlnit persoane dragi și chiar aici la protecția copilului s-au deschis toate ușile și ne bucurăm foarte mult că am fost facilitați ca darul nostru să fie primit cu multă dragoste. De la doctorul Marius Kereji din satul mare am aflat în ce va consta această asistență stomatologică acordată copiilor aflați în centrele de plasament și la asistenții maternali, care aparțin de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din satul mare. Domnule doctor, care sunt serviciile stomatologice pe care o să le oferiți dumneavoastră prin intermediul cabinetului copiilor din centrele de plasament sau copiilor care sunt la asistenții maternali? Le vom oferi obturații cu ciment glasionomer, material de ultimă generație, le vom oferi o extracție unde este cazul, sub anestezie, bineînțeles, și sigilări pentru a preveni cariile la dinții definitivi. Așa am vorbit cu direcția și am stabilit zilele de luni și marți dimineață pentru programul pentru copii. Așa și probabil că va decurge undeva în jur de 2 luni, va decurge programul și sperăm să fie mulțumiți și să iasă cu